Am revenit la discuția noastră la Casa Poporului, deși ne aflăm într-o bisericuță foarte veche, inclusă în Patrimoniul Universal Mondial UNESCO. Invitat special al acestei ediții, părintele Cristian Pomohaci. Părinte, eu am o curiozitate. Cum ați descoperit sau când a venit chemarea pentru dumneavoastră, iată să veniți. Pentru că am vorbit de Casa Poporului spre Casa Domnului. Și vă întreb lucrul ăsta pentru că, fără doar și poate, este un proverb popular, se spune că ce ți-e scris aia aici sau aia de vii, ce ți-e pus în frunte, e un, o formulă de genul ăsta. Astăzi în bisericuța asta aici unde filmăm noi... Ce ți-e scris în frunte ai pus... Așa. așa, mulțumesc. Vedeți aici, iată efervescența care e la, la emisiunea asta public, care a venit să vă întâlnească. Ați creat dintr-o zonă săracă a României și dintr-o zonă probabil că uitată și de autorități, uitată de lume, un, un loc realmente de pelerinaj la mușune acolo unde slujiți. Când ați simțit că aveți chemarea asta pentru, pentru biserică? Ca interpret de muzică populară, mi era ușor să răspund. Știți că atunci când ești întrebat de când, cânți, toți interpreții de muzică populară spun de mic, de când mă știu. Lucrul ăsta nu vi-l pot spune că am notat în calendar o dată și am încercuit o cu roșu și am pus-o în, în, în caietul meu cu amintiri. Nu pot să spun lucrul ăsta, că ăsta să naște în tine este uh, 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 dorul ăla de a căuta ceva. Atunci când ți sete când cauți paharul cu apă, nu spui de când ai început să fii însătat, că nu știi. Să naște din tine lucrul ăsta. Dar cert e faptul că mă pot trezi în, în jurul clasei a 8 -a, când fiind elev în, la școala generală din Rebrișoara, am fugit de acasă și am urcat în trenul de 7 și 20 care mergea de la Eva Mică la Cluj și am venit la Cluj pentru că știam că în Cluj mm -hmm. este seminar teologic și eu trebuia să dau treapta în de liceu și am venit la Cluj, că am auzit că la Cluj, dacă stai de vorbă cu, am auzit eu pe ba fătul, fătului, diacul de la noi din sat, că trebuie neapărat să vorbești cu episcopul, că episcopul îți dă binecuvântare și dacă îți dă el binecuvântare, intri la seminar. No, și eu mi-a trebuit atunci să intru la seminar. Uh, îmi plac și acum, îmi plăceau și atunci, îmi plac și acum, îmi place Sfânta Liturghie. Era o taină care îmi trebuia să o dezlușesc. Nu știam de ce ridică preotul mânurile sus în timpul Sfintei Liturghii. Nu știam de ce să trage dvera, noi zicem cortina. Nu știam de ce să umblă cu discul prin biserică. Nu știam. Erau ori motive de a râde, ori motive de a judeca. Ori motive la care ziceam, ăsta nu-i bun. Lucrul neînțeles nu-i bun și probabil că eram în căutarea a, a, găsi ceva. Am ajuns la Cluj, fugit de acasă, copil la 14 ani, 15 ani, fugit de acasă, am ajuns la Cluj, am întrebat în gară în Cluj unde este episcopul, știam că îl cheamă Herinianu, că era de la noi din Herina, de lângă Bistrița, Teofil Herinianu, dumneavoastră nu aveți unde să știți că sunteți tânăr. Și am ajuns la episcopie, acolo era o măicuță secretară stătea la ușă, mai rău ca un înger Rafael la gura raiului. s uitat la mine, m-a măsurat de sus până jos, se așteptă, s uitat la mine, iară s-a uitat. Tu copcile ce cați aici? Zic, am venit să povestesc cu episcopul. Păi, de ce ai venit să povestesc? Păi, uite, eu vreau să dau la teologie și întrebă binecuvântare. O luat pe toată lumea cât a fost acolo. Și în sfârșit m-a luat și pe mine, că cred că eu spus că ea este un copil care vrea să vorbească cu dumneavoastră. Și m-a luat. Și m-a dus la în, în Teofil Herinean, am intrat în lotul, s uitat la mine, fără părinți, fără nimic. De unde vii din Rebrișoara? Din Rebrișoara, da. Unde? Mai ai frați? A, ah, mai mare, mai mare. Mă, ta unde Acolo lucră. Tată, ta Acolo lucră. Auzi, dragul meu, zice preasfințitul, s-a ridicat atunci în picioare. Și ce câtă mine, dacă mama ta e profesoară, tată tău e profesor, știi că acum legile așa sunt. Dumneavoastră aveți. Au început să vorbească cu mine foarte politicos. Dumneavoastră aveți alte orizonturi. Puteți să dați oriunde vreți la liceu dar copiii preoților noștri sunt îngrădiți oarecum și n -au unde să dăie, pentru că ei sunt blazonați pentru că sunt fii de preoți și nu-i primește într-o școală militară, într-o școală pedagogică, nu-i primește. Și atunci noi primim la seminar doar copiii preoților noștri. Așa mi-a spus prea preasfințitul Teofil. Dar poate că nici nu spunea așa tare, numai că nu văzut cât, cât se o de Pentru că m-a întrebat, vrei să dai la seminar? Da, vreau să dau la seminar. Și cunoști, cum să nu cunosc Biblia? Vai de mine, știi sfântele? Vai de mine, știu, eu tot ele le știu. Nu, ați mă văd acolo la teologie. Cât câte scrisori au scris Pavel? Sfântul Apostol Pavel, câte scrisori au scris? Eu scris? Am uitat la el așa, eu de acolo. Zic, multe! Ori sunt picuți, uite la mine și a zis, ne așteptăm copii din pepiniera noastră. Și au trecut clasa 8 am dat la liceu de matematică fizică, nici de cum la seminar. Când am ajuns acasă în Rebrișoara, am căvătat o drăguță de bătaie cu curaua și l-am binecuvântat pe episcopul care nu de la nici, nici binecuvântare măcar să la seminar. Și am dat la liceu de matematică fizică George Coșbuc din Năsăud. Treapta a doua am dat tot acolo. Niciodată gândindu-mă că mă voi mai întoarce la omul ăla care m-a întrebat câte scrisori a scris Pavel, că nici el nu avea de unde Pavel și-a corespondența, cât erau rămas în Noul Testament, dar eu în mintea mea de copil am judecat foarte aspru, că mă întreabă câte scrisori a scris Sfântul Apostol Pavel. s gătat și liceul, mă pregăteam pentru medicină veterinară, îmi plăcea să fiu medic, îmi plăcea să ajut oamenii, mi-era drag, dar văzând cu, 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 câtă ușurință ta oamenii porcul la Crăciun, am crezut că niciodată nu o să pot să fac lucrul ăsta. Și am, am renunțat la medicină veterinară, m-am gândit eu ce să mă fac, ce să mă fac. Frate meu era student la uh, Academia Trupelor de Uscat din Sibiu, sora mea studentă la Iași, eu ce să mă fac, ce să mă fac, și eu ce ceva, ce să mă fac, fac, dar și eu la, terminând uh, matematică-fizică, unde era să dau în timpul lui Ceaușescu? Și am dat la uh, Facultatea de Comerț Exterior și Turism, secția de turism în cadrul ASE-ului de la București. Erau nouă locuri atunci, în timpul ăla era era alte vremuri, erau nouă locuri, printre care și Cristian de a intrat la ASE la București. A fost un o, o lucru frumos pentru mine în vremea aia și, și în vremea asta. În 91, după ce uh, au venit alte vremuri, am participat la un festival uh, folcloric, Maria Tănase, la Craiova. Și acolo am fost laureat și fiind laureat și auzându-mă cum când gruia stoia, după uh, decernarea premiilor, am câștigat premiul. N-am luat marele premiu acolo, am câștigat doar premiu, pentru că marele premiu întotdeauna se duce în Oltenia. Și eu fiind din Năsăut, bineînțeles că n-am putut la marele premiu. Zic eu astăzi. Da, era prima noastră competiție. Prima la care ați participat. Nu, 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 nu. După Revoluție a fost prima. Pentru că în timpul lui Ceaușescu am 47 de festivaluri internaționale și interjudețenii și internaționale trei, la care am luat premiul întâi și trofei câteva dintre ele și am două festival, două festival, unul, un festival am, la care am premiu 2, un festival la care n-am luat nimic și întotdeauna am purtat ură pe Niculina Merceanu că nu a să-mi dai premiu, că au zis că toate premiile le iau din țară și un festival la care am luat uh, uh, premiu special a jurului, eu și cu Grigore Leșe, Atunci așa ni s-a dat că au zis că suntem mai aparte decât ceilalți participanți în concurs. La festivalul ăsta Maria Tănase, după decenarea premiilor, a venit la mine domnul profesor Gruia Stoia și m-a întrebat dacă nu vreau să dau la conservator. Și m-am gândit eu la conservator. Eu nici nu știu câte note muzicale are muzica, câte note. M-am stat, m-am gândit, șapte, opt, de ce se repetă două de două ori? Acesta este o secție făcută nouă, Bizantinologie. Atunci s-a transformat, era Facultatea de Muzică București, s-a transformat în Conservatorul Ciprian Porumbescu, atunci în anul ăla. Și s-au făcut mai multe secții. S-au făcut și secția de Bizantinologie. Și am participat și acolo, e frumos, musia să vă spun, în seara de să vă spun și lucrurile. Așa am participat la concurs, la admitere la, 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 la Conservator la București. Profesoria Mari, Paraschii, prea. Amzulescu, Dohotariu, Gheorghe Oprea, mulți, Gruia Stoia și era Ionuț Dolănescu, erau oameni care au studia, de când erau nici muzica. Hop și eu acolo între ei, eu nici nu știam, numai în afară de 1, 2, 3, 4, număram iară să vedem că unii să pun pe două dacă mă întreb. Și vine Gabrielescu, Dumnezeu să-l ierte, să-l un, un, un mare profesor din conservator și zice către mine, tu ai luat premiul la Maria Tănase. Zic, da. Gruia Stoia zice, duceți-vă la pian. Când am auzit că se va duc la pian, zic, ăsta-mi e norocul meu. M-am uitat la pian, s-a uitat și la mine, erau pianini acolo și atunci Gabrielescu s o așeza la pian, profesorul. Și-o o bătut către mine, o bătut acolo pe claviatură, o, o făcută, ră, 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 ră cânte ce am cântat eu acolo. Și eu după el, da, 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 da. Iar a făcut acolo, da, 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 da. eu, da, 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 da. el, da, 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 da. eu, da, 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 da. nu mă lăsam după el nici cum. O vrut să-mi verifice, cred că urechea muzicală. Atunci s-a ridicat și a bătut în pianină un ritm și o să ca mine. Și am bătut și eu ca el acolo. Și se întoarce. Ce v-am spus eu ca este de la țară și are? Și am intrat între cei cinci de la bizantinolo -biza bizantinologie, am intrat și eu Cristian Pomohaci. Era un nume mari? Ionus Dolanescu, Daniela Diorfi, Marinel Maria uh, Adriana Mihai, care lucrează astăzi la redacția de folclor a radiodifuziunii în Române, Maria Tănase uh, Marin, care este realizator la Televiziunea Română uh, și doctor în uh, etnologie și uh, uh, Angelica Stoican, o cântăreață de muzică din Mehedinț, din, din da. Mehedinți. Am intrat acolo, am început conservatorul și o întreabă pe Daniela Diorfi, o cântărață de muzică ușoară, întreabă la un moment dat tot Gavrielescu. Ne întreabă pe fiecare, la a doilea, a săptămână, ne întreabă că ce cătăm acolo, că noi eram pe lângă muzică. Ionuț cu plin de muzică în cap, tăt, băi, ala, toți erau copii buni, pregătiți Adriana Mihai. Erau copii pregătiți de muzică. Noi eram acolo și noi. Că noi știam să cântăm sau făceam și noi altceva. Știam istoria muzicii, învățam altceva. Voi de ce ați venit la conservator? Și nu e pe fiecare parte, ca să nu mai e pe mine și pe Daniela Diorfi drept în colimatoriu, că eram luat de mult. Să ridică Daniela Diorfi picioare și zice, domnul profesor, pentru că la țară nu se poate face muzică, am venit la București la dumneavoastră. Și face, dar dumneavoastră din unde sunteți? Din Oradea, n-ați auzit de Oradea? <laughs> e nume Oradea țară. O și căzut-o. Că l -o la mișto. Atâta a rugat Daniela de el ca să o treacă. Am gătat conservator, eram în ultimul an de conservator și aveam uh, masterul la AS. Și pierdeam timpul. La master trebuie să mergi două zile pe săptămână în, uh, în facultate, să te vadă profesorul ce ai scris, ce n ai scris. Pierdeam timpul efectiv în, în București. Eu sunt un om care îmi place să lucrez, să fac, să am, să. cerdeam vreme acolo în București ce să fac. Avem oi. Avem oi, mergem la oi, vinem de acasă, de la oi. Aveați Oii... oi în Bistrița? Nu în Bistrița, mi-am ținut oile unde erau de vreme în Bistrița și le-am adus lângă Cluj, într-un sat în Vultureni, în comuna Vultureni, lângă Cluj. Acolo au fost pășuni și mi-am adus oile acolo și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru oamenii buni care i-am cunoscut în Vultureni. Și ce să fac, ce să fac? Am luat forum, așa era o revistă, nu știu dacă mai este astăzi, o revistă forum. În ăla era scrisă toate facultățile din țară cu ce trebuie să, data, când, să, când e admiterea, ce trebuie să pregătești. M-am uitat la atâtea, la atâtea, la atâtea, la atâtea, vreau să fac filologie, să mai fac ceva, să nu pierd timpul. Ca să, să apucăm uh, bibliografia, să o citesc ce să cerea la litere în București, îmi trebuia încă un an că mi gramatica mult și am, avut, am, am, fost foarte ambițios când am fost în clasa 8 -a, pentru că profesoara doamna tovară și profesoară Tofenii m a îndreptățit la o teză. Și o dat fata care era lui doamna, alu tovară și a vânzătoare în cofetărie din Rebrișoara, o copia de la mine. Și i-a dat 10 și mi-a dat 9. Și mi -a atâta mi ciudă mi-a fost, dar pentru că pe anuța nu m-am putut supăra că mi-era drăguță și m-a duce prăjitură de la cofetărie, m-am supărat pe doamna profesoară și am spus doar așa profesoară, m-a să dar eu am știut că anuția era foarte bună la matematică. Ea am lăsat să copiez de la el la matematică și o lăsat să copieze la gramatică de la mine. Și e copiind de la mine, pentru că avea prăjituri, i-o dat 10 și mi-a dat 9. Și am fost foarte supărat pe dumneai ei, că nu mi-au dus nici tezele să le vedem. Și am avut curajul, dumneai ei s-a dus în, 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 cancelare și a spus, uite-te ce obraznic e Cristiana tău, i-a spus la mama. Anuță, uite-te ce obraznic e Cristiana tău, că mi-a spus că l-am îndreptățit, nedreptățit, da? l-am făcut nu știu ce. Mama m-a chemat în direcțiune, dintre doamna, dintre tovarășa profesoară Tofeni, dintre și director, dintre dumneai ei, o lua coada de mătură de, după ușa de la direcție atât o dată în mine cu coada de mătură că să nu mai am vreodată curajul să vorbesc cu râd despre tovară și profesoară. Atât de mult m-am ambiționat să arăt că am avut dreptate, că m-am tocat. Dar nu Și acum când vorbesc cu cineva, știu unde să pun cratima. Știu unde e, ce pronume personal îi. am ambiționat, am știu gramatică și îmi place gramatica. Deci, și până acum... la urmă, nu știu, ați recuperat dintr-un incident sau dintr-un moment care, într-un fel, v-a frustrat. Neplăcut, da. da. Dar să știți că o să ajung la, doamna, la tovarășa profesoară Tofeni, care am fost bătut de mama din cauza dumnei, și știind gramatică m-am uitat că ce mi se potrivește de acolo. Și uitându-mă în forum, am văzut la un moment dat că se dă la Facultatea de Teologie Ortodoxă și limba și literatura română. Și am zis, mă duc și eu aici să văd ce -i. Așa am ajuns să dau la teologie. Nu cu gândul să fiu vreodată popă. Țineți minte ce vreau să vă spun, că dumneavoastră o să țineți minte, poate telespectatorii nu s-au uh, distins adunare de aici, prea cu cu părinte și domnul primar și uh, cântăreața apusenilor, mulțumesc din toată inima, nu cred că o să-și aducă. Niciodată nu i zis la părinte, părinte, numai popă. Așa am auzit în casă. Dar este o vorbă în rebrișoara, roata de și și pătrată, să învârte câteodată. Am cum am zis eu la alții, popa, așa am zis și mie alții, amu ne popa. Părinte, domnule preot, părinte, pot să te adresez așa? N-am vrut niciodată să fiu popa. Nu, am vrut să fac, să mai fac și eu ceva, pentru că sora mea avea două facultăți și un doctorat, frate mi avea trei facultăți și un doctorat, am să fac și eu să nu mă duc din București numai cu două facultăți, să mai fac și eu ceva. Și atunci am alergat în în Ardeal am mers la, în alt preasfințitul arhiepiscop Ioan de Covasna, pentru că în București, ca să dau la facultate, trebuia să concurez pe locurile din uh, Ardeal, care erau alocate uh, la Covasna și Harghita. Și așa m-a înfiat preasfințitul. Așa e de frumos și seara de Crăciun, v-aș povesti așa e de frumos întâlnirea cu un alt preasfințitul. Actualul mitropolit, Arhiepisc Actualul mitropolit Actualul al Banatului, banatului da. da. Mă duc să-mi dea binecuvântare să mă duc la București. Eu, Cristian Pomohaci, cu bluș tăieți, la uh, cheia de la mașină, avem o, o breloc, o coadă de vulpe lungă, lungă, și băgam cheia în un picuț aici să rămână coada mult, 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 să fiu mai haios, să fiu, să ies, să ipatez oarecum și eu. Așa. Și mă duc acolo, și era episcopia atunci înființată într-un cămin de nefamiliști, miercurea ciuc. Mă bag eu pe ușa aia acolo când mă bag. Am auzit niște zgomot e la intrare, am urcat la etajul întâi și văd acolo un pop atât de frumos. Cu niște haine, cu reverul la haină. Mai aveți baterii la chestiile astea? Mai, mai avem 10 minute din, din emisiune, Trece foarte pe, repede. Asta pe că le spun la oameni. Și am ajuns acolo și am auzit niște zgomote la intrare și când ajung la secretariat, văd un om impecabil îmbrăcat cu niște haine frumoase de te puteai în ele, apretat, zic că este episcopul. Să rămână, domnul episcop, să nu face, nu sunt eu episcopul. Dar dumneavoastră, nu sunteți Cristian Pămâhaș, da. Ioi, doamne la dușmanii mei, ieri a fost la Popanclac, el îmi știe atât de... dar zic, domnul episcop nu e aici, nu e aici domnul episcop. Da unde? E? Păi ce aveți? Că și spune în cazul meu că ea vrea să dau la teologie, întrebă binecuvântare, întrebă în fiere, nu știu ce, nu știu cum. Și stau un ceas, îmi cântă la toate melodiile stau două ceasuri, ne face și un cafei, stau trei ceasuri, nu mai vine episcopul. Sau ză de jos, buf, 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 scomod mare. La, după trei ceasuri trebuie să mă duc cu dosarul la București. Zic, că uh, nu vă supărați. În afară de. Uh, mai are pe undeva, de unde să vină domnul episcop? Nu, numai pe ușa asta. Și să mă duc o să mai risesc. Nu mai avem ce să-i mai când la părintele la Că atât ce am știu, și n-am și toate repertoriile. Și mă duc la ușa acolo, jos la intrarea în cămin, și acolo un nor mare de, de colb mare, cum se spărgea un parete, un zid mare. Și dădea domnul ăla cu ciocanul, și dădea domnul ăla cu ciocanul. Și când să, când cu Barosul s a mai lăsat o țurcă colbu și văd o, o, un bărbos mare acolo, plin de colb, cu șosfetă, să-ți de iată de așa colbu din el. Și zic, domnule, dragă, dumneata bați și când am urcat, eu am văzut vreo toată dumneata ai bătut, eu am bătut aici. Dar zic, ce lucru aici? Și vreau să fac o ușă, că vrem să facem aici un fel de poartă sau un fel de secretariat, să nu -mi trebuiască oamenii să urce, că sunt oamenii bolnavi. Dar zic, de când bați aici? l-ai văzut pe episcop, întrând, ieșind de aici, a călcat pe episcop. Și se uită cu capul, pe mă face, eu sunt episcopul. El a apretat când cânta Doamne la dușmanii mei în secretariat și episcopul Ioan al și Arghitei bătea cu, cu, barosul în zidurile ca să facă o ușă pentru... Așa e vlavie mare am avut la omul ăla. S-a uitat la mine. Și a zis, tu vrei să te dai la teologie? Zic, da. A Nu-i... Nu, -i, nu -i... și ba, uite-te, îți dau bine cuvântare, hai cu mine în birou. S-a scutulat de colb, au venit cu mine sus, nici nu s uitat la domnul la care am cântat eu trei ceasuri, ca la o nuntă. O intrat în birou și mi-a semnat. O să-ți ajute Dumnezeu să intri, dar promitem ceva. Că niciodată nu o să te mai îmbraci așa. V-am spus cum eram, de tăiet, cu blugi, cu așa. Și dacă odată o să ajungi preot, promitem că n-ai să te dezbraci de reverendă. Eu ca să mă văd cu semnătura aia acolo, zic cum să nu? Dar ce mi-e greu să îmbrăc cu reverendă? Nu mă semnează acolo. Am intrat la teologie. Ne-am ne -am depus dosarul, am intrat la teologie, asta era în iulie, examenul era în octombrie, la sfârșitul septembrie. septembrie. Da, septembrie. septembrie. septembrie da. În octombrie s-au dat rezultatele, Era 8 pe un loc, erau 200 de locuri și erau 1600 de candidați. Și când m-am dus să văd listele, erau scrise pe Facultatea de Teologie de Sfânta Ecaterina din București, de la colțul străzi erau foile cu A4 scrise și de acolo, de la 2016, m-am luat înapoi să văd că unde e scris eu acolo. Nu m-am găsit. Zic sigur, mi-au stârcit numele, că e greu pe M-am <coughs> mai citit odată, m-am mai citit odată și m-am găsit al 13-lea. Nu știu dacă a fost un semn sau nu a fost un semn, dar am intrat al 13-lea la teologie ortodoxă. În... Când am intrat eu acolo și când m-am dus să-mi confirm locul la facultate, când am intrat, eu n-am văzut numai sfinți în Facultatea de Teologie și eu zic ce caut eu aici? M-am retras pe, pe, numai pe, pe, pe marginea uh, colului mergeam până la secretariat. Nici atunci n-am spus că vreau să mă fac preot sau popă, dar având la catedră sau având la cursuri oameni minunați a fost ceva care nu știu ce a fost. A fost un moment? Părintele Galeriu, părintele Cornicescu, părintele Coman, părintele Necula, la muzică moldoveanu, doxă de muzică. A fost ceva, ce nu vă pot spune că a fost. Și nici atunci n-am știut că o să fiu preot, nici nu mi-am dorit niciodată să am parohie, să îmi trebuiască parohie. Eu la Moșuni n-am mers cu repartiție. Eu la Moșuni mi am dus pentru că mi-am cerut repartiția acolo, repartiție. Eram la 1 decembrie, la Alba Iulia, la festivitățile care se făceau acolo și cântam. Eram atunci un, un, pic în vogă, dacă pot să spun, erau șlagările mele cu... Ieri am fost la Popa în și doamne la dușmanii mei de care vorbeam și ceterașul e vestit și ne-au chemat și pe noi la, la Alba Iulia. Era Drăgan Munteanu, Nicolae Furduiancu, Ion Bocșa, Sava Negrean. După spectacol ne-au chemat în Alprea Sfințitului Arhiepiscop la un dineu. Și au început, după un pahar de vin în frigul la mare, să cânte Drăgan Munteanu, să-l ierte Dumnezeu și Ion Bocșa și să cânte noi, suntem români, noi suntem români și prea care astăzi este episcop, mitropolitul Ardealului, da, mitropolitul Andrei Andricuț, lăcrima, plângea, Toată lumea era bucuroasă și eu n-am știut cum să mă adresez la un episcop. Nici atunci, absolvent de teologie, n-am știut. M-a zis, părinte, de ce sunteți supărat? Uitați-vă ce bucuros sunt musafirii dumneavoastră, de ce sunteți supărat? La care să coboare la mintea mea și ce zice, cum să nu fiu supărat? Atâta de ușor cântăm noi, noi suntem români și noi avem pe Valea Nirajului, în județul Mureș, o vale de oameni care sunt români și nu mai sunt români, că au uitat că sunt români avem numai o singură biserică într-un sat și dacă trimit acolo un preot disciplinar, pentru o lună mai bine preferă să mă aducă reverenda decât să meargă acolo. Vai de mi da unii satul ăla. Da unii vale aia. Valea Nirajului, înspre Sovata. Eu am terminat turism și comerț exterior, dar niciodată n-am pus accent pe Valea Nirajului, pentru că era un, un cont de umbră acolo. Nici din punct de vedere turistic exploatată, nici din punct de vedere... Nici, nici din... O, 13 sate, de la Târgu Mureș până la Sovata. Ca să facă acces cei de etnie maghiară și-au făcut un drum asfaltat frumos, frumos, frumos pe la Bălăușeri spre Sovata, modern, în toate regulile și ăsta unde sate românești presărate ca dantela ca șipca la niște haine țărănești aici ai drumul la rău așa cum e și odată veni la București m-am băgat să vedem și eu că unde o oamenii care nu știu românește Uh, uh, directorul de la Diamant care acum e preot directorul de la uh, Hăbălău acum mai preot, era comandantul poliției din Mureș, soția lui era directoare la Diamant, la restaurantul Diamant din Târgu Mureș, i-am spus că trec prin șos, hai Cristi să mâncăm în seara asta, și am zis nu că vreau să mă duc până la miercuri la Nirajului să văd Valea Nirajului. Vai de mine, dar cum mergi în, în, zona verde fără... Îți dau o mașină să te însoțească. Acum, sala, vrei să mergi acolo pe Valea Verde. Și m-am dus pe Valea Nirajului și am ajuns în satul Moșunie și când am ajuns acolo, i-am pus lui Dumnezeu o condiție. Și am zis, Doamne, dacă vrei să ajung aici, pentru că preascinsitul Metropolitan Andrei mi-a spus, în alt preascinsitul Andrei mi-a spus, că nu este gaz, nu este școală, nu este curent electric decât numai în capătul satului, nu este casă parohială, nu este biserică decât biserica care o, o folosesc ei, ca și locaș de închinare. Și când am ajuns acolo, am zis, Doamne, nu gaz, nu, 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 dar măcar telefonul mobil, lasă, mi-l lasă, că mi-e derajat, Măcar mobilul, dacă nu este nimic, să țin legătura și eu cu țara, dacă cine știe ce e acolo. Și când am trecut dealul de la Târgu Mureș, de la Sânișor, înspre, nu mai este semnal. Până în ziua de astăzi nu este semnal. Și am ajuns acolo și oamenii o au venit, eram îmbrăcat mai sumar, așa, ca, cum eram eu atunci, ca tinerii cărora le predic eu astăzi. Știți că nu știți nimic ca Pățătul și cânta ca năcăjitul, că de asta predic tinerilor eu astăzi. Când am ajuns acolo, după ce am vorbit, după ce m-am dus în Veța, un sat românesc, pur românesc, numai cu oameni români, atestat de la 1600, 30 de oameni în sat rămași. În moșuni, iară câțiva oameni. Au venit un copil de patru ani. Acum s-o căsătorit, l-am în vara asta. Au venit și m tras de mâine că și-au zis nu vii popă la noi sat, că nu avem popă. Și a zis, mă, mucii, tăi, vin, dacă îmi zici o rugăciune românește. Și au împreunat mânile și ne-au zis tatăl nostru. Și mama s-a plânge, mama s-a era venită în oră acolo, Mariana, e venită în oră în moșuni. M-am uitat la telefon, am ieșit din biserică, eu i-am zis la copil că vin, dacă știți să zic, el o știu să-mi zică. Am ieșit, eram cu șoferul, întorna șoferul mașina acolo și când să urc, în mașină, sună telefonul, dar m-am uitat la telefon și când am ieșit din biserică și tot timpul cât am umblat prin sat, m-am uitat la n-am avut semnal. În ziua de astăzi nu este semnal. Și în cine sat. era la telefon, părinte? Domnul Hăbălău, nu ți s-a întâmplat nimic, de ce să povestești că nu mă ajută de oră stai. O sunat telefonul. M-am uitat la telefon și m-am uitat în sus la cer atunci. Și n-am vorbit nimic din moșuni până la restaurant, la diamant. Nici la masă n-am vorbit nimic pentru că mi-am înghițit o vorbă care am zis, dacă vrei, arată semn. Am venit înapoi la Rebrișoala, mergeam să când la o nuntă în Maieru, în județul Vistrița era într-o sâmbătă. Și când am mers în București, n-am mai mers pe Târgu Mureș, Brașov, am mers pe Alba Iulia și m-am dus în audiență la în al preasfințitor arhiepiscop Andrei și am spus, dacă n-aveți popă în moșuni vreau să mă duc eu. Și au zis, nu pot să merg acolo, că nu să lea, nu să lea. Vreau să mă duc eu. Și așa am ajuns, ajuns să moșuni. Așa am ajuns să-L slujesc pe Dumnezeu, neștiind ce înseamnă dulceața Sfântului Altar. Părinte, e, e, o poveste atât de frumoasă pe care dumneavoastră ne-ați ne ați spus o astăzi și în seara asta. Și cred că cei mai, să spun în momentul ăsta, cei mai nefericiți sunt Telespectatorii sunt și cei care astăzi sunt în biserică, dar așa e timpul într-o într emisiune. Cam am ajuns la, la final. Așa am făcut și cu alți invitați. Și pe dumneavoastră, vă rog în mod special, nu știu, dacă ar fi să spuneți o frază sau câteva cuvinte care să-l descrie pe Cristian Pomohaci, care ar fi acelea? Cel mai mare păcătos care iubește pe Hristos.